Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în aprilie 2021 și astăzi vreau să vorbim despre două telefoane din zona medie. Două telefoane care consider eu sunt cele mai bune pe care le putem cumpăra cu un preț în jurul sumei de 800 de lei. Vorbim de telefoane noi cu garanție de pe Mag și PC Garage. O să pun linkul în descrierea videoclipului, folosiți acele linkuri cu încredere. Vorbim de două telefoane care sunt cu un raport preț-calitate foarte bun, două telefoane puternice, cu configurații bune, care cred eu că în acest moment au cel mai bun raport preț-calitate din zona buget, zona medie. Dacă vreți telefoane mai ieftine, recomandare telefon mai ieftin, o să pun link în descrierea acestui videoclip cu Xiaomi Note 8, care este 550 de lei, pe care îl consider cel mai bun telefon ieftin. Acestea sunt mai bune decât acel telefon. Consider că dacă aveți diferența de 200 și ceva, 250-300 de lei, merită să luați aceste telefoane. Acel telefon îl recomand strict, se adresează celor care au un buget foarte limitat. Deci dacă puteți să puneți diferența, acestea sunt telefoanele pe care vi le recomand să le cumpărați în această perioadă, aprilie 2021. Hai să vorbim puțin despre ele, să intrăm în detalii, să vedeți de ce le recomand și de ce își merită banii. Începem cu primul telefon, este Realme 7, în acest moment 782 de lei pe eMAG. Urmăriți prețul, l-am văzut și puțin mai ieftin în anumite perioade. Este posibil să îl prindeți și mai ieftin, la fel cum este posibil să mai și crească puțin prețul, așadar fiți cu ochii pe el. Dacă doriți un telefon la bani puțin, un telefon bun, acesta este unul dintre opțiunile pe care să le luați în considerare. Ne uităm puțin pe specificațiile MAG, apoi mergem pe GSM Arena, acolo vedem mult mai multe detalii de ce recomand acest telefon. Deci la 782 de lei, primim un telefon cu un procesor puternic, MediaTek G95, și primim un telefon cu 6 GB de RAM. Aceasta este foarte important, am mai spus și în videoclipurile mai vechi. În 2021 nu mai recomand telefoane cu 2 GB sau 3 GB de RAM, minim 4 GB de RAM. Cel de la 550 de lei, care, repet, e videoclipul în descrierea lui ăsta, Xiaomi Note 8 are 4 GB de RAM, minimorul cât recomand în 2021 și acela va merge decent. Dacă vreți un telefon care să meargă bine, economisiți bani, luați-l pe ăsta, are 6 GB de RAM, în un procesor mai puternic, acest telefon se va mișca bine spre foarte bine. Este, din punct de vedere al performanței, este un raport preț-calitate imbatabil ce primiți la acești bani. Bun, hai să intrăm pe GSM Arena ca să vedem mai multe detalii. Deci avem un telefon cu spatele de plastic și rama de plastic, nu este nici rama de aluminiu, nici spatele de sticlă, este totuși un telefon din zona de buget, 700 de lei, nu sunt bani mulți pentru un telefon în 2021, deci are spatele de plastic, dar este un plastic care seamănă puțin cu sticla, după cum vedeți, nu arată prost, nu este un plastic ieftin care să-ți fie rușine să folosești telefonul sau să se simtă foarte nasol în utilizare. Deci este un plastic decent, se aseamănă cu plasticul de pe telefoanele Samsung care imită sticla. Bun, avem un ecran IPS, nu este AMOLED, la banii ăștia din păcate nu se poate AMOLED, cel puțin nu încă, 90 de Hz. Atenție, nu este vorba de 60 de Hz, este vorba de 90 de Hz, un ecran îmbunătățit, un ecran cu un refresh rate mai ridicat care chiar ajută în utilizare, 480 de niți. Un ecran decent. 6,55 este Full HD, important de reținut. Procesorul, după cum spuneam, MediaTek Helio G95. Este un procesor din zona medie destul de puternic, vor merge pe el orice jocuri, nu bineînțeles toate la rezoluție maximă, la specificații maxime, dar vor merge fără nici un stres. Este un procesor puternic pe Xiaomi Redmi Note 8 Pro, era G90 și acela încă este un procesor competitiv, foarte lăudat la vremea lui, anul trecut când a apărut. Acesta este G95, este în pas cu vremurile, să spun așa, în 2021, un procesor puternic. 64 GB memorie internă, UFS 2.1 tip, ok. Nu e 4 GB de RAM, probabil că asta e o variantă ieftină. După cum spuneam, aici avem 6 GB de RAM, foarte important. Camera este de 48 megapixeli,
Este o cameră bună din această zonă de preț. Am văzut că este destul de răutată pentru, repet, această zonă de preț. Nu vă gândiți că se compară cu o cameră premium, de pe un telefon premium, însă este o cameră care își face treaba, nu veți fi dezamăgiți. Se va descurca în 90% din situații cu brio. Avem un singur speaker, deci nu este stereo speaker, avem un woofer jack, avem fingerprint senzorul de amprentă lateral și avem o baterie de 5000 mAh, care cu siguranță vă va ține la utilizare normală 2 zile, ar trebui fără niciun stres. Și avem fast charging ce 30W. Apropo de fast charging, am uitat să menționez Realme, probabil că nu știți, unii dintre voi, este marca de buget a Oppo. Oppo este proprietarul OnePlus, printre alte mărci. Și Oppo au creat acest brand Realme pentru a concura în principal cu Xiaomi. Și Oppo sunt renumiți pentru încărcătoarele rapide. Și acesta la 30W este cu siguranță un încărcător care va face față cu brio acestei baterii. Spun ei aici că 100% în 65 de minute, deci într-o oră și un pic va încarca bateria la 0%. Obține acum o reducere de 1% la orice produs achiziționat de pe PC Garage, într-un mod foarte simplu. Pur și simplu mergi și adaugi produsul în coș. Mergi la câmpul, ai un voucher sau cupon de reducere, dai un click, îți apare încarcă voucher. Bagi următorul voucher DGA2TZ89, îl veți găsi și în descrierea acestui videoclip și la fiecare videoclip al meu. Apeși încarcă voucher și vei primi, după cum vedeți, o reducere de 1%. Este Xiaomi Poco X3 NFC. Cu siguranță că această marcă este mai cunoscută pentru mulți dintre voi. Comparat cu Realme, este puțin mai scump, 150 de lei, 149 de lei pe PC Garage. Pe EMAG, în acest moment, este 920 de lei. Cumpărați unde vă vreți voi, o să pun linkul în descrierea videoclipului. Pe EMAG l-am văzut câteodată redus sub 900 de lei, chiar cred că era și 850 de lei la un moment dat, așadar, dacă vreți neapărat de pe EMAG, fiți pe fază, să spun așa, mai verificați de gând prețul și achiziționați-l când apare ocazia. De reținut că PC Garage este deținut tot de EMAG, deci n-am avut probleme cu ei, am fost client și EMAG și PC Garage, cu garanții, cu livrare, n-am avut niciodată surprize neplăcute sau vreo problemă care să nu se rezolve. Îi recomand pe amândoi, fără nici un stres, folosiți linkurile. Pun și o reducere de 1% pe un cod care vă oferă reducere de 1% pe PC Garage. Îl găsiți în descrierea videoclipului. Încercați să mai obțineți o reducere de 1% la acest telefon. De ce recomand telefonul ăsta la 849 de lei? Mergem tot pe GSM Arena. Avem rama de aluminiu, spre deosebire de Realme, este aluminiu, este plastic, spatele este însă de plastic. Avem display-ul tot IPS, nu este AMOLED, 120 de Hz, da, 405 de niți. Este o rată de refresh puțin mai mare decât cea de pe Realme. Nu cred că veți sesiza în realitate în aplicații și în utilizare zi cu zi. Este însă mai mare, este 6,67 inch, va 6,55 dincolo, tot Full HD. Snapdragon 732 procesorul. Este un procesor cam la, în general, cam la același nivel de performanță cu ăsta, de pe Realme 7. Acesta este MediaTek G95. În utilizarea de zi cu zi nu veți simți diferența. Stăm în două procesoare puternice din zona medie, care își vor face treaba. 64 GB memorie internă, 6 GB de RAM. 64, 6 GB de RAM și aici 64, 6 GB de RAM. Da, deci 6 GB de RAM, memoria internă UFS 2.1. Camera de 64 megapixel față de 48 megapixel cea pe Realme 7, însă, cum am mai spus și în alte videoclipuri, această, să zic așa, tehnică de marketing de a prezenta camere cu cât mai mulți megapixel pe hârtie, în practică nu aduce beneficii. Nu înseamnă că o cameră care are 64 megapixel este mult mai bună decât una care are o 48. Câteodată este exact invers. Nu este cazul aici și asta este o cameră decentă, o cameră bună din această zonă de preț. Repet, nu le comparați cu camerele de pe Xiaomi Note 10 sau Samsung S21 sau mai știu eu ce alte telefoane care costă de câteva ori mai mult. Sunt camere ok și cam atât. Bun, avem iarăși o deosebire, stereo speakers, două speakere, două difuzoare și din câte am văzut sunt foarte lăudate, sunt foarte puternice, muffa jack. Deci dacă vă permiteți să puneți diferența și nu cred că e o tragedie 70 de lei în plus, merită acesta să luați Poco X3 NFC. Acum depinde, unii poate nu vă place
skin-ul Xiaomi, alții poate vreți să încercați ceva nou sau unii chiar sunteți limitați cu banii, atunci și ăsta este un telefon extraordinar pentru banii pe care îi plătiți pe el, poate chiar o să-l prindeți la un preț mai redus. Însă astea sunt avantajele lui Poco X3 față de Realme 7. Deci, speakere, două speakere, dacă jucați de jocuri, va conta chestia asta, inclusiv dacă ascultați mult YouTube sau muzică, sau contează două speakere, se aude consumul de media și gaming-ul este puțin diferit față de o utilizare cu un telefon cu un singur speaker. Bun, aveți, bineînțeles, USB Type-C, fingerprint-ul, senzorul de amprente este la fel pe lateral, bateria este chiar mai mare decât cea de pe Realme 7, 5160, însă, în practică, diferența este infimă, 2 zile n-ar trebui să fie probleme, fast charging 633 de W, deci pe ansamblu un telefon care își merită banii. O diferență pe care multă lume nu o specifică este faptul că acesta Poco X3 NFC este un telefon destul de mare, destul de gros. După cum vedeți, 215 grame. Baterie mare, spatele de plastic, este un telefon solid, dar în același timp, poate pentru unii dintre voi nu vă convine pentru că, repet, este greu și este destul de mare, destul de gros. Realme 7, dacă nu mă înșel, este o idee mai. Da, 196,5 grame. Nu este chiar așa de greu și este, cred eu, și mai finuț construit din punctul ăsta de vedere. Deci, iarăși, o chestie care poate pentru unii contează. Cam astea ar fi detaliile despre cele două telefoane. Cred eu că sunt oricare dintre ele este un telefon care poate fi folosit 2 ani de zile de acum încolo fără nici o problemă. Veți fi mulțumiți de utilizarea acestui telefon pentru o utilizare normală, repet, pentru așteptări realiste din zona media telefonilor și la acești bani cred eu că sunt un deal ambele dintre ele și merită cu presiosință fiecare bănuț. Cam atât pentru astăzi. Abonați-vă la acest canal dacă vi se par aceste informații utile. După cum vedeți, ce încerc eu să fac este să vă arăt avantaje, dezavantaje și să vă recomand telefoane cu cea mai bună preț calitate din fiecare zonă de preț. Practic vreau să vă ajut să vă alegeți telefonul de care cu adevărat aveți nevoie, să nu aruncați banii aiurea și să alegeți tot timpul un raport preț-calitate cât mai bun. Așadar, abonați-vă, folosiți link-urile pe care le pun eu în descrierea videoclipului, folosiți codul de pe PC Garage, sunt un mic ajutor pentru mine, fără niciun dezavantaj pentru voi. Cam atât pentru azi, o zi cât mai bună, numai bine!